Pe data de 10 ianuarie va avea loc prima ședință cu asociațiile de proprietari din acest an. Primarul Lungu a declarat că primul punct al discuțiilor îl va reprezenta proiectul de gestionare al câinilor fără stăpân. Vom invita la această ședință și reprezentanții Asociației de Protecție a Animalilor. Avem în lucru proiectul pentru Consiliul Local, sigur, trebuie să stea în dezbatere publică 30 de zile, deci îl vom afișa în perioada zilei următoare. Așa cum se știe și am mai anunțat, ne dorim ca în anul 2012, indiferent dacă va fi promulgată sau nu această lege cu a câinilor fără stăpân, vrem să facem un nou adăpost, construim un nou adăpost în Lunca Sucevei, să strângem câinii de pe străzi și ne-am propus, așa cum am anunțat și altă dată, până pe data 28 februarie, să facă consultarea populației prin asociații de proprietari și aici sunt cele trei întrebări. Întrebarea numărul 1, sunteți de acord cu capturarea câinilor fără stăpân, sterilizarea lor și păstrarea acestora în padocurile amenajate de primărie? Întrebarea 2, sunteți de acord cu capturarea câinilor fără stăpân, sterilizarea lor și retrimiterea lor pe domeniul public? Și întrebarea 3, sunteți de acord cu eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi, periculoși sau agresivi? La adunările generale ale asociațiilor de proprietari va participa și câte un reprezentant al primăriei care va superviza procesul de consultare al populației. Primarul Lung a declarat că până la sfârșitul lunii martie va trebui finalizată inventarierea câinilor fără stăpân. Construcția unui nou adăpost este programată pentru sfârșitul lunii iulie, urmând ca până la 30 septembrie să fie adunate toate patrupedele de pe stradă.